Professor, un venit la canalul Funcție Vârstei Elegante, un canal pentru persoane după 35 de ani. Vreau să mulțumesc tuturor abonaților, noilor abonați, că ați ales să vă abonați la acest canal minunat. Dacă vă interesează programul Anti-Age, Anti-Îmbătrânire, dacă vă interesează frumusețea interioară și exterioară, ați ales canalul potrivit vouă. Mă numesc Veronica Sandu, sunt medic-cosmetolog, pensionară, specialist al modului de viață sănătos. Uite că mai putem să mai învăm cu umerii goi, uite că mai este încă soare. Dar soarele toată vara ne-a lăsat amprenta pe obrăjorii noștri, ne-a sărutat cu razele lui, lăsându-ne pete, chiar și un bronz mai pronunțat. Dar vine toamna, vine timpul când trebuie să alegem tratamente faciale active, poate că să facem un peeling mai profund, poate că să menținem bronzul care își dorește. Dar niciun cosmetolog nu vă va recomanda niște proceduri sau niște astucuri ieftine, utile, pentru a pregăti tenul înainte de o procedură activă, înainte de pregătirea unui peeling. Ca de obicei, noi recomandăm de folosit preparate cu un procent acidului de 2, 6, 8, 10, o pregătire înainte de peeling, pentru a tolera, pentru a sensibiliza tenul înainte de procedura dată. Dar puteți să acționați acum și pentru ca să aveți un efect și util, un efect maxim, un efect bun, să folosiți remedii simple pentru a acționa doar la nivelul epidermisului, pentru a tolera și a sensibiliza tenul, doar folosind apa oxigenată, căci acum este soare, mai putem umbla încă în decolteuri. Și de aceea, timpul acesta ne permite ca să folosim niște ingrediente mai delicioase, doar să acționăm la epidermis. Avem și struguri, avem și prune, avem și mere, avem atâta roadă anul acesta, că ce păcat să nu folosim în sănătatea tenului. Și puteți lua chiar o bucată de prună sau o bucată de strugure, de bobiță, o bobiță o tăiați, dar dimineața o luați din frigider, este răcoroasă, picurați, apă oxigenată, H2O2. Ați luat jumătate de bobiță sau jumătate de prună sau o bucățică de măr sau o bucățică de castravete, picurați apă ozonată, apă oxigenată și masați, masați, masați tenul dimineața când vă treziți, masați bine, 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 timp de 5 minute și lăsați până se usucă. Doar. Vreau să menționez că pentru tenul uscat, sensibil, cu perozic, folosiți strugurii sau fructele dulci. Iar pentru tenul acneic, combinat, poros, gras, folosiți fructele cu gust acru. Puteți acest trup să-l folosiți timp de 4, 5 sau 6 săptămâni. Apoi puteți să începeți tratamentul activ, chiar și fără pregătire. Sau pregătirea va dura mai puțin. Doar atât am vrut să vă sugerez ca idee, ca un sfat. Dacă socotiți că aceste sfaturi sunt utile, sunt pentru voi, scriți în comentarii, chiar și dacă nu sunteți de acord cu mine, chiar dacă nu sunteți de acord cu mine, la fel aștept comentariile voastre. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și pe curând, la revedere!